În Parlament a fost discutat cazul Anei Maria Guja, tânăra de 19 ani însărcinată în luna 6-a, răpită și găsită fără suflare. Au fost organizate audieri publice la care au fost chemați reprezentanții ai instituțiilor de drept pentru a spune ce răspuns are statul la cazurile de violență excepțional de grave și ce măsuri se iau pentru protejarea femeilor. În fața deputaților s-a prezentat și șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu. Acesta a declarat că în timpul investigațiilor cazului Anei Maria, poliția s-a ciocnit de mai multe carențe legislative, cum ar fi cele care îngreunează accesul la descifrările telefonice, lucru ce se face printr-o decizie de judecată. Un magistrat al Curții Supreme de Justiție i-a spus însă șefului poliției că instanțele activează în fiecare zi, chiar și în cele de weekend. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a spus că pârghiile legale pe care le oferă statul în prezent nu sunt cele mai favorabile pentru poliție, pentru a porni pe urmele unui infractor, de exemplu. În primul și în primul rând, pentru a face o descifrare telefonică sau a ridica acoperirea telefonică a persoanelor care au fost în acea rază, nu ai nicio posibilitate la ziua de vineri, seara, sâmbătă și duminică, deoarece niciun operator de telefonie mobilă nu lucrează să-ți ofere descifrările acestea. Nimai vorbind la faptul că toate acestea se eliberează doar în baza încheierii instanței de judecată. Nimeni absolut nu o să-ți ofere această oportunitate de a ridica descifrarea telefonică sau acoperirea razei telefonice unde este persoana respectivă ca să putem localiza. În replică, judecătoarea Curții Supreme de Justiție, Aleona Miron, a declarat că instanțele de judecată sunt disponibile chiar și în weekend să ofere tot suportul necesar oamenilor legii în cazul unor dosare sau anchete. Răspunzându-i domnului Cernăuțeanu la ceea ce a observat el că unele acțiuni necesită a fi întreprinse rapid, respectiv a identificat anumite probleme sâmbătă, duminică cu operatorii, cu vreau să vă zic că instanțele de judecată au grafic de lucru, respectiv inclusiv sâmbătă și duminică judecătorii de instrucție lucrează. Dacă sunt probleme cu operatorii, eu nu cred că ele nu pot fi rezolvate, ori de modificat în legislație și eu nu cred că cineva nu o să coopereze. În continuare, șeful IGP a încercat să dea vina pe faptul că răpirea s-a produs în municipiul Orhei, de la primăria căruia afirmă că ar fi obținut cu greu imagini video. Asta cu toate că edilul municipiului a spus că a fost gata să ofere în orice moment orice informație, numai că adresarea poliției a fost făcută abia în 18 aprilie, la 6 zile de la dispariția tinerii. Cu regret, am avut acces la foarte puține sisteme, înregistrări și așa mai departe, deoarece cumva am fost limitat în raionul Orhei. Mai mult ca atât, reieșind din situația care a fost pe speța în cauză, cumva toată atenția a fost focusată pe raionul Orhei, deoarece mijlocul de transport a fost acolo, crima a fost acolo și orientările au fost în acea rază. Ceea ce ține de sistemul video de monitorizare, și am văzut și la Orhei, chiar dacă înțeleg că deranjez unele persoane, eu o să mai repet încă o dată. Noi am obținut de pe anumite camere din Orhei, în regim de telecomunicare, nici nu știu cât este de corect, cu reprezentantul care gestionează camerele din Orhei, doar la telefon am obținut anumite secvențe video. În reacție, primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a declarat anterior că primăria Orhei a reacționat fulgerător la toate cererile organului de urmărire penală și a prezentat toată informația deținută imediat ce aceasta a fost cerută. Cociu a mai notat că poliția are acces direct, nerestricționat și continuu la camerele video din municipiul Orhei 24/7. Mai mult, ea a spus că primăria Orhei nici în perioada 14-18 aprilie, nici în ziua ridicării secvențelor video, nu a avut restricții de a divulga informația deținută pe acest caz. La data de 14 aprilie 2024, specialistul IT din cadrul primăriei Orhei a fost telefonat de către reprezentanții organelor de poliție din Orhei pentru a oferi detalii tehnice suplimentare și informații necesare de pe serverul de stocare a imaginilor video din camerele de supraveghere din municipiul Orhei. Toate aceste informații și accesul necesar suplimentar a fost dat fără întârzieri, adică imediat, fapt care este înscris în scripturile serverului nostru. Pe 18
aprilie 2024, între orele 13.30, 13.29, ofițer de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Orhei, Corina Muntean, a primit toate secvențele video solicitate. Cum să vedeți din procesul verbal în 9 minute au fost efectuate toate acțiunile și solicitarea și predarea? Acum mai mult, deci, voi prezenta persoanelor și procesul verbal de ridicare acestor secvențe video către poliție și ordonanța de ridicare la fel acestor secvențe video. Acum, spun fapte care nu pot fi contestate, sunt evidente și infirmă complet cuvintele domnului Cernăuțean. În perioada 14 aprilie 2024, 18 aprilie 2024, Primăria Municipiului Orhei nu a cunoscut despre existența unui dosar penal pe acest caz. La rândul ei, directoarea Centrului de Drept al Femeilor, Angelina Zaporojan Pârgare, a solicitat să fie recunoscută în legislație noțiunea de femicid, deoarece în prezent este tratată cu neutralitate. De asemenea, ea a atras atenția asupra faptului că poliția ignoră de cele mai multe ori numeroase cereri de condamnare a actelor de violență. Noțiunea de femicid trebuie reflectată mai clar și nu, noi nu vrem definiții simple puse în lege. Și care este impactul când nu se acționează? Zeci de plângeri se fac când v-au întrebat despre sesizare și nu se ia în serios. Uite, acesta este primul element de non-intervenție. Atunci când este un caz de violență în familie și nu se acționează în mod corespunzător. Amintim că în 12 aprilie, gravida în luna a 6-a, Ana Maria, de doar 19 ani, a urcat într-o mașină de ocazie, iar peste 8 zile a fost găsită fără suflare. Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul uciderii Anei Maria Guja, a fost pus oficial sub învinuire și de omor comis în circumstanțe agravante. Anterior, el era acuzat doar de răpirea tinerii însărcinate. Despre asta a anunțat Procuratura Generală. Potrivit instituției, au fost făcute mai multe expertize, inclusiv cea psihiatrică, dar deocamdată nu au fost primite rezultatele.